început cu mâncarea turcească. Eu o să încep cu sărmăluțele acestea, care știu că sunt bune. Sărmăluțele. Sunt puțin picante. Sunt doar cu orez, nu au carne deloc. Dar sunt foarte bune. Ok, acum degustăm cealaltă sarma, care este babană. E bună, dar ce are? Este mai bună cealaltă, parcă e un pic așa amăruie și după aia urmează gustul picant. Mai bună e cea subțire, îmi place mai mult. E bună, da, sau ce? Nu! Nu e... Un felișul parcă ar fi vânăt, exact gust de vânătare, dar un fel de vânătare. Dar are și aromă de oaie. A, nu, are carne de oaie. Da, aceasta are carne de oaie. Jos are zaț cafeaua,
uitați ce strat gros este de zex. Ne îndreptăm înspre casă și vreau să închei acest filmuleț. Am vrut să degustăm și alte mâncăruri, în special kebabul turcesc pe țepușe, dar era foarte mare coada și cu copii este greu pentru că nu au răbdare să stea să aștepte. Și atunci am preferat să ne lipsim de tura aceasta, dar cu altă ocazie cu siguranță vom încerca. Și la diferite rulote sau standuri cu mâncare era coadă mare, unde vroiam noi să mai încercăm mâncare. Edi vrea să se dea în carusel, să sară pe castelin acela gonflabil. Și da, n-am mai putut să stăm, să încercăm diferite mâncăruri, dar oricum mă bucur că am reușit să degustăm și mâncarea turcească pe care am degustat-o, pentru că este foarte, foarte bună. Și degeaba este atât de lăudată. Mie mi-a plăcut cel puțin. Cataiful super, super, super bun a fost. La fel sărmăluțele acelea subțiri, puțin picante, foarte bune sunt. Și vom mai face genul acesta de filmulețe cu diferite mâncăruri, pe unde vom mai merge noi în diferite ocazii. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Pa, pup, pa, pa! Vi-l arăt pe Eric, care doarme aici la mine. Pa!